Lăsați jos ferigile și ascultați-mă. Unii sunteți neîndemânatici, unii sunteți triști, alții mâncați ferigi pentru a vă ocupa orele goale, iar unii faceți toate cele de mai sus. Au, sunt neîndemânatic. Dar știm deja toate lucrurile pe care le-ai spus despre noi. Dar ce nu știți voi e că sunteți obosiți. E o tulburare a corpului și a minții. Până acum nu exista nicio soluție. Așa că eu am inventat una. Sunete odihnitoare minime nocturne. Somn. Pare o scrocherie. Ne e frică de schimbare. Bine, văd că sunteți un public inteligent. Nu v-ați lăsat convinși de prima reclamă. Așa că să vă arăt cum funcționează somnul. Am nevoie de un voluntar. Tu, domnule, cel ce e toate cele de mai sus. Cine, eu? Au! Hai, Chet, o să o mâncăm dacă încearcă ceva ciudat. Hai! Nu o să mă gâdil sau ceva, nu? E cineva care gâdilă labele goale ale urșilor pe această insulă. Niciodată n-aș face asta. Acum, Chet, de cât timp ești treaz? Treaz? Ce e treaz? De cât timp te miști și faci lucruri? Mănânci ferigi, îți ciupești prietenii? Cred că între 2 și 5 zile, pentru că de atunci existăm. Păi, primul lucru pe care vreau să-l faci e să te întinzi pe spate. Așa? Da. Dar nu vreau să-mi arăt burtica moale în lume. Datoria mea e să protejez insula. Nu-ți face griji, Chet. Ceilalți urși sunt aici pentru tine. Chiar sunt, oare? Câteodată am impresia că dacă nu protejezi insula, cine o va face? Știi ce zic? Nu te gândi la asta acum. Cred că o să-ți placă foarte mult somnul. Doar închide ochii, Chet, și apoi vei vedea. Nu văd nimic. Alo? Exact. Hei, ceilalți urși, veniți și vedeți cât de frumos poate să fie somnul. Era așa de tânăr. Între 2 și 5 zile. Hei, somnul nu înseamnă că te-ai dus. Cum e somnul, Chet? Nu pot să vorbesc, dorm. Vezi, Chet? Acum înțelegi cum e. Nu sunt fan. Chestia asta pe care tu o numești somn sunt doar griji în întuneric. Pune pe nume Barb, nu te ascunde. Se pare că somnul nu are buton de pornit oprit. Somnul e mai degrabă gradual, ca și cum ai fi coborât încet într-o fântână fără fund. Haide, Barb! Cred că trebuie să o luăm mai ușurel. Un ritual al somnului. Ce lucruri te fac fericit? Cred că să mă lovesc de lucruri, adică o fac des. Și să mănânc ferigi, asta îmi place mai mereu. Mă refer la ceva frumos care te relaxează și te face puțin leneș. Ce te-ar face să nu te mai gândești la grijile insulei pentru câteva minute? Câteodată mă relaxez când aud o pasăre cântând, realizez că m-am tot uitat la pasăre de nu știu cât timp. Sau mai știi ceva? Umărul meu drept e puțin mai jos decât celălalt, așa că se simte foarte bine atunci când cineva deodată mi ridică. Ah, da! Gădi, gădi! Încep să înțeleg. Mă gândesc la ceva care să te adoarmă. Să fiu sincer, mi-a plăcut... Mi-a plăcut chestia cu gâdiliciul. Gădi, gădi, gădi! Gădi. Și-i mișc umărul. Arată așa de liniștit. Nici nu seamănă cu Chet. Bine, Barb, bagă-ne și pe noi la somn. Fă-ne ca Chet!